Bună ziua tuturor! Construim Moldova European. Aceasta este o acțiune menită să informeze și să comunice posibilitățile existente pentru a construi o Moldova sustenabilă europeană. Această acțiune se va desfășura și va avea loc în cadrul a două expoziții, Mold Construct și Mold Energy. Avem aceste expoziții sunt sau oferă o oportunitate și o platformă în care fiecare poate să își demonstreze toate serviciile și materialele pentru a construi o Moldova europeană. La aceste expoziții avem peste 110 de participanți care își vor etala toate oportunitățile în domeniul construcțiilor, dar și a energiei regenerabile. Și acest eveniment cheie în Republică, în domeniu, este cu scopul de a valorifica eficient resursele energetice, sursele regenerabile de energie solară, eoliană, pe biogaze, aplicării tehnologiilor de conservare a energiei, utilizării sistemelor termice de climatizare, ventilare, iluminare, refrigerare. Acest eveniment se va desfășura pe teritoriul Centrului Internațional Expozițional Moldexpo, care se va desfășura în perioada 28-31 martie și inaugurarea propriu-zisă a acestui eveniment, deschiderea, va avea loc joi, data de 28, la orele 1:30. La acest eveniment vor fi prezenți doi miniștri și ambasadorul Uniunii Europene. Respectiv, va fi un eveniment foarte și foarte important care va consolida parcursul nostru în integrarea europeană. Autoritățile publice centrale, de fapt, invită la acțiunea de a clădi aportul fiecăruia în viitorul țării, iar conducătorilor ministerilor de resort ne vor vorbi despre politici și despre aportul lor în contextul politicilor publice în acest domeniu. Totodată, atunci când desfășurăm astfel de expoziții, noi, echipa Centrului Internațional Moldexpo, nu ne limităm doar la desfășurarea propriu-zisă a expoziției, deci este foarte important de menționat că noi avem sprijinul delegației Uniunii Europene și se vor desfășura cu sprijinul Eco Green Lab, se vor desfășura și seminarii despre informarea tot ce ține de domeniul energiei regenerabile. Domn ministru, dacă ne permite să vorbesc despre aportul dumneavoastră ca ministru și a Ministerului de Resort. Mulțumim! Mersi foarte frumos! Într-adevăr, în primul rând, nu este întâmplător că expozițiile Mold Construct și Mold Energy se desfășoară la un loc. Așa cum știți, noi în ultimii ani am făcut eforturi și am avut rezultate remarcabile, aș spune, pe dimensiunea, în primul rând, de asigurarea securității, diversificarea surselor de energie. Acum, în paralel, avansăm cu crearea piețelor de energie și liberalizarea piețelor de energie, atât pe energie electrică, cât și pe gaze. Deci, aceste eforturi strategice care țin de securizarea energetică și crearea unei piețe funcționale, de fapt, constituie baza pentru dezvoltarea atât a sectorului energetic și a investițiilor noi care urmează să vină în sectorul energetic, cât și pentru dezvoltarea întregii țări. Pentru că fără o energie sigură, nu este întâmplător că până acum am avut foarte puține investiții în industrii sau în lucruri care consumă multă energie. Pentru că atunci când un investitor examinează Republica Moldova ca destinație investițională, se uită la faptul, bun, dar de unde luăm energie? Dar cât e energia asta? Dar e sigură energia asta? Dar cât de sigur noi suntem că regulile aplicate în această țară cu privire la achiziționarea energiei sunt compatibile cu ceea ce noi facem și cum funcționăm noi în Uniunea Europeană. Așa? Și atunci, sau aceleași Statele Unite. Respectiv, acum că am clădit această bază,
ne-am asigurat securitatea energetică, nivelul minim de securitate energetică, putem vorbi despre o nouă etapă în dezvoltarea Republicii Moldova, tot ce ține atât de investiții în sectorul energetic, cât și dezvoltarea altor sectoare. Și nu întâmplător, așa cum am spus, aceste două expoziții merg mână în mână. Pentru că dincolo de aspectul de securitate și construcția liniilor de interconexiune transformatoare, pentru care sunt expoziții dedicate, acolo piața e mult mai concentrată, nu-s bunuri de uz public, de uz comun, deci sunt bunuri foarte specializate. Există o mare rol și o mare potențial de investiții în lucruri care țin de viața cotidiană a oamenilor. Iar aici, principalele dimensiuni pe care lucrăm noi țin exact de decarbonizare, țin de eficiență energetică, care în mare parte este izolarea clădirilor, este vorba de schimbarea surselor de încălzire, integrarea energiei regenerabile în consumul de energie, stocarea de energie, energie electrică, energie termică, iar pe toate aceste dimensiuni, pompe termice, electrificarea încălzirii, răcirii, transportului, deci, iar toate aceste dimensiuni au tangență nu doar cu energia, dar și cu alte sectoare. Și, în primul rând, cu sectorul construcțiilor. Eu aici vreau să vin doar cu câteva cifre despre care am mai vorbit și cu alte ocazii, dar care să sublinieze importanța acestei colaborări foarte bune între domeniul energiei și construcțiilor. Noi, ca și țară, peste 50% din toată energia care o consumăm, o consumăm în clădiri. Iar pentru întreținerea unui metru pătrat de clădire, noi până acum am cheltuit aproape de două ori mai multă energie decât în mediul actual al țărilor Uniunii Europene. Eu nu vorbesc de faptul că Uniunea Europeană la fel se dezvoltă, la fel creează standarde noi, la fel include cerințe de clădiri cu emisii aproape de zero. Ei tot își îmbunătățesc performanța, dar noi astăzi cheltuim aproape de două ori mai mult la facturi, nu din cauza faptului cât costă, nu doar din cauza faptului cât costă sursele energiei. Noi ratăm foarte multă energie pentru că efectiv nu o putem utiliza rațional. Ea se pierde. Iar investițiile în prioritatea numărul 1 a Ministerului pe tot ce ține de carbonizare este exact investițiile în eficiența energetică a clădirilor. Și aici vorbim și de clădiri publice, și de clădiri rezidențiale. În acest sens, am declanșat o serie de mecanisme, am creat Centrul Național de Energie Durabilă, care la fel va fi prezent la expoziție, își va prezenta programele și viziunea cu privire la sprijinul pe care îl vor acorda atât consumatorii rezidențiali, cât și cum vor implementa proiecte de eficiență energetică în sectorul în clădiri publice. Lansăm, iată, în săptămânile care urmează, lansăm Fondul de Eficiență Energetică Rezidențial din Moldova. Este exact acel instrument prin care vom da bani gospodărilor casnice, atât blocurilor de locuit, cât și caselor individuale, pentru a-și îmbunătăți performanța energetică, o componentă semnificativă de grant. La fel, tot acest instituție, CNED, de Centrul Național de Energie Durabilă, va implementa proiecte care targetează vulnerabilitate, deci păturile vulnerabile din punct de vedere energetic, ca să reducem pe termen lung expunerea sau expunerea și costurile cu energie la gospodăriile vulnerabile. Nu întotdeauna oamenii ăștia își pot permite să-și schimbe echipamentele casnice ceva mai eficient. Nu întotdeauna oamenii ăștia pot să au bani să-și facă investiții, să îmbunătățească, spunem, sursa de încălzire sau să izoleze încăperea. Și aici vom veni cu programe în acest sens pentru a sprijini inclusiv pe cei vulnerabili și în primul rând pe cei gospodările vulnerabile, dar nu doar pe ei, de a-și eficientiza consumul, iar printre asta să-și reducă facturile, să-și reducă costurile și respectiv nivelul de vulnerabilitate ca să nu cheltuim fiecare an bani pe compensații, ca să compensăm ceva care este de fapt în esență irosit, energie irosită.
Aceste programe, aceste inițiative sunt toate lansate pe parcursul practic a ultimului an. Și din câte vedeți, ele toate au tangență directă cu domeniul de construcții. Un alt domeniu care are un potențial enorm pentru atât pentru creșterea sau reducerea emisiilor, creșterea eficienței utilizării energiei, cât și pentru integrarea regenerabililor mai bună în rețea, este electrificarea transportului. Aici poate mai puțin are de-a face direct cu mult construct, dar la fel ține de domeniul construcției. Pentru că asta e vorba de standarde, asta e vorba de câte parcări trebuie să fie la clădiri, asta e vorba câte din aceste parcări sau care e procentul din aceste parcări care trebuie să fie dotate cu alimentare, cu energie electrică pentru și cu încărcătoare, stații de încărcare. Deci sunt o mulțime de paralele între aceste două domenii, energia și construcțiile. Și aici am vrut să reiterez că nu este întâmplătoare această coexistență acestor două expoziții, iar pe tot ce ține de partea, deci propriu zis de Mold Energy și investiții în eficiența energetică, noi ne așteptăm la o participare cât mai largă. Eu vreau să vă dau un exemplu. Noi în Republica Moldova avem, din câte știu eu, doar o clădire, dar posibil să fie mai mult, eu știu doar de o clădire, care corespunde standardelor de casă pasivă. Este vorba de o grădiniță din Călăraș. Eu vreau să vă spun că această grădiniță a fost construită, proiectată, dată în exploatare, exclusiv cu forțele, deci cu companiile din Republica Moldova. Doar că supravegherea și coordonarea acestui proces s-a făcut cu participarea companiilor din Germania, care au asigurat implementarea standardelor europene, atât în materie de proiectare, cât și în materie de construcții și supravegherea lucrărilor. Iar acest lucru a permis ca noi să avem niște clădiri făcute în Republica Moldova, de către companiile din Republica Moldova, proiectate în Republica Moldova, la standarde, cele mai înalte standarde de performanță energetică care există astăzi în Uniunea Europeană. Acest lucru este posibil. Noi deja simțim că odată ce vom lansa aceste programe, va trebui companiile, foarte multe dintre companiile noastre, să-și ajusteze modul de funcționare și să se învețe să funcționeze la standardele de materiale, standardele de proiectare, standardele de construcții europene, etc. Și în acest sens, repet, această coexistență a celor două expoziții este extrem de binevenită. Noi ne așteptăm la o participare robustă, noi ne așteptăm la discuții calitative, noi ne așteptăm ca cei care participă și vin acolo să învețe ceva nou, să învețe ceva util pentru ei, iar noi la nivelul guvernului vom încerca toată experiența asta să o transpunem în actele noastre normative, inclusiv să alocăm resurse suficiente din bani proprii, din bani care îi putem atrage de la structurile internaționale, din granturile pe care le obține Republica Moldova, pentru a le canaliza în investiții, în primul rând, în eficiența energetică. Vă mulțumesc tuturor, ne vedem joi la lansare, până atunci cred că vom face încă mici spunem așa, anunțuri sau ante, cum se numesc ele, un fel de avant-premiere și cred că va fi un efort și va fi un eveniment de succes unde foarte multă lume va avea multe de învățat și se va transpune în creșterea calității vieții și reducerea facturilor cetățenilor noștri cu sprijinul Uniunii Europene. Putem și trebuie să construim Uniunea Europeană aici, la noi, acasă. Vă mulțumesc!